Banii de la Consiliul Județean Timiș vor ajunge la primăriile din județ, anunță Alexandru Iovescu, liderul grupului consilierilor județeni ai PSD din Consiliul Județean Timiș. Soluția propusă de grupul format din 19 consilieri județeni pentru deblocarea situației fondurilor pentru echilibrarea bugetelor locale alocate de Consiliul Județean Timiș pentru primăriile din județ a fost adoptată astăzi. Chiar și cu votul împotrivă al grupului USR și al actualului președinte al Consiliului Județean Timiș Alin Nica, un vot împotrivă pentru distribuirea de sume către municipiul Timișoara, consecvent ideii de a nu da bani Timișoarei, Alin Nica a votat și astăzi împotriva acestui proiect, la fel și consilierii județeni USR. Inițiativa propusă și adoptată prevede o alocare a fondurilor mult mai echitabilă decât cea aprobată la începutul acestui an de Consiliul Județean Timiș și îndreaptă o mare nedreptate făcută de administrație.

Proiectul de hotărâre a avut în spate discuții cu primarii din județ, discuții purtate pe baza nevoilor comunităților locale și a avut ca fundament criterii precum asigurarea funcționalității administrației locale, nevoia de cofinanțare a proiectelor aflate în derulare și excedentul bugetar înregistrat. Proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind de drumurile județene și comunale pe anul 2024 a fost respins în urma unei așa a zise, blocări a aplicației de vot, iar voturile a doi consilieri județeni nu au fost înregistrate. Totodată, mai multor consilieri, inclusiv liderului de grup al consilierilor județeni PSD, le-a fost blocat microfonul și dreptul de a pune întrebări legate de această situație halucinantă. Tocmai cei care pretind că apără democrația fac un atac grav la adresa acesteia și la dreptul aleșilor locali de a-și exprima votul într-o ședință publică. Este un fapt fără precedent în istoria postdecembristă a județului. Timiș. Convocăm un plen extraordinar cu prezență fizică și online pentru sfârșitul săptămânii, în care să discutăm acest proiect și să nu mai putem fi blocați în exercitarea votului democratic. Transmite Alexandru Iovescu, liderul grupului consilierilor județeni ai PSD din Consiliul Județean Timiș.